Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Ne puteți vedea și auzi în fiecare dimineață, de luni până joi, între orele 10:30-12 la Nașul TV. Deviza emisiunii noastre este, ca să fii român, trebuie să poți. Vă reamintesc și subliniez faptul că scopul, că emisiunile reunite sub genericul Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane sunt primele cursuri de educație constituțională civică organizate vreodată pe teritoriul României. Partenerul meu de emisiune este, ca de obicei, domnul Constantin Cojocaru. Bine ați venit, domnule Cojocaru. Bine v-am găsit. Și avem și un invitat, pe domnul Adrian Sobaru, personalitate emblematică pentru ceea ce am putea numi demnitate umană, fie ea personală sau cetățenească. Bine ați venit, domnule Sobaru. Cu tot respectul dumneavoastră și... Scopul principal al emisiunii Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane este expunerea și promovarea Constituției Cetățenilor, proiect legislativ cetățenesc publicat în Monitorul Oficial în luna februarie, pe 10 februarie. Înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, voi da cuvântul, ca de obicei, invitatului nostru special și permanent, domnul Mihai Eminescu. Ceea ce voim e ca nația să fie redată ei însăși, ca clasele ei productive, grupurile ei de interese adevărate și generale să contribuie la formarea voinței țării, adică a legilor ei, nu însă populația flotantă de postulanți și advocați de a doua și a treia mână, cu rețetele lor pretinse infailibile de fericiri făgăduite și neîmplinite. Voința legală și sinceră a țării, o voință nestoarsă și neindusă în eroare, nu instinctele vânătorilor de funcții să determine mersul statului. Singura discuție între noi și adversari sinceri este așadar numai asupra marginii până la care ideea statului, ideea armoniei intereselor, că are să facă concesii aspirațiunilor și ambiției individuale. Și această margine nu e trasă în mod absolut, căci cu cât organizarea unei țări e mai veche, mai îmbinată cu tradițiile, mai puternică, cu atâta arena ambițiilor poate fi mai largă, fără pericol pentru interesele generale. Mihai Eminescu, timpul 2 martie 1883. Având în vedere că în emisiune se află domnul Adrian Sobaru, aș vrea să introducem o mică modificare în programul nostru din prima parte a emisiunii și aș vrea să mai citesc o dată preambulul Constituției Cetățenilor. Noi, poporul român, conștienți de răspunderea noastră în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, mulțumind strămoșilor pentru că au creat pentru noi România și civilizația românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea și fericirea noastră și a urmașilor noștri, să construim un stat al nostru, național, suveran și independent, unitar, indivizibil și democratic, clădit pe temelia valorilor civilizației românești, slujitor competent și responsabil al drepturilor și intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene, știind că singura cale prin care putem stăpâni și apăra libertatea, bunăstarea și fericirea, drepturile câștigate prin sângele strămoșilor, asupra teritoriului național, asupra resurselor naturale ale acestui pământ și asupra avuției pe care am creat-o și pe care o creăm prin munca noastră, este construcția economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetățenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână pentru totdeauna în proprietatea privată a majorității cetățenilor, înțelegând că numai deținând puterea economică, poporul român va deține și puterea politică, va controla și statul său și își va impune și propriile sale valori morale, credința, demnitatea, libertatea, dreptatea, adevărul, cinstea, onoarea, curajul, munca, spiritul de inițiativă și de întreprindere, omenia, ospitalitatea, toleranța, dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor și pentru țară, neagresiunea și neamestecul în treburile altor popoare, am hotărât prin referendum să adoptăm prezenta Constituție a României. Acesta este preambulul Constituției Cetățenilor, preambul care lipsește din Constituția, din Constituția în curs.
Domnule Adrian Sobaru, ați intrat în spațiul public cumva forțat. Pe de o parte dumneavoastră forțat de împrejurări, pe de altă parte forțând dumneavoastră opinia publică pe cetățenii români să aibă o atitudine în fața propriilor conștiințe. Nu știu dacă ați fost conștient de faptul ăsta atunci când v-ați aruncat de la balcon. Da. În Parlamentul României. Nu, eu nu sunt genul de om care să nu-mi placă viața, Doamne iartă-mă. Dar văzând ce se întâmplă cu toate clasele sociale, cu copiii, că nu știu, pentru mine cel mai important nu ce mâncăm noi astăzi, e mai important cât ce lăsăm în urma noastră, ce fac copiii noștri de după. După mine, resursa cea mai importantă e copilul. Și acolo am dus pentru un protest, numai că după aceea s-a luat film. Nu știu cum am ajuns jos, nu m-a împins nimeni. Da, Dumnezeu a zis ceva că... v-a împins. Da, da, probabil. Probabil. Eu știu doar că după ce am ieșit din spital am aflat și eu că pe targă, în loc să strig "au, mă doare", am strigat "libertate". Ceea ce înseamnă... Asta vă dură. Da, da. Vă spun sincer. Numai că eu sunt poate un om, să spunem, naiv. Crezi că există alb și negru. Eu sunt format după alb și negru. Nu știu să lucrez cu griu. Nu știu să accept griu. Ori e albă, ori e neagră. V-am și spus și dumneavoastră. Și am crezut că există un rău. Cum înainte de Revoluție am tot spus, se tot spunea, și Revoluția a avut loc din cauza că regimul Ceaușescu a fost răul cel mare. A dispărut răul cel mare. Nu, eu nu acuz posta. Am ajuns în așa zisa democrație. Capitalismul ăsta sălbatic nu e democrație în niciun caz. Deci a dispărut un rău. Acum a apărut un alt rău. Nu cumva e mai mare rău ăsta? Nu, vreau să spun cu totul și cu totul altceva. Dăm vina pe domnul președinte Traian Băsescu, că el e rău. Bun, nu va dispărea și rău ăsta. Ce va mai apare? Noi nu suntem în stare, ne vindem, ne trădăm. După gestul meu, mă oprea lumea pe stradă. Mă lua în brațe, și spunea atât. Domnul Sobaru, mulțumim, tot respectul și iertați-ne că suntem lași. Eu am zis, nu suntem... Da, foarte multă lume. Și zic, nu suntem lași. Poate suntem după atâția ani de zile în care am fost înghesuiți, habar n-aveam. Și acum mă oprește lumea pe stradă. Respectul, vrei, nu vrei, îl voi avea, chiar dacă gestul nu e un lucru, poate în Japonia, poate în altă stată, era respectat. La noi mai e puțin și zici că omul, persoana e... Omul poate e un pic sărit după fix. Dar mie îmi pare rău că să spuneți acolo, trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane. Puțină lume știe că pe mine mă cheamă și Ion. Eu sunt raz. Eu sunt raz. Deci era o... Sunt raz. Da, da, dar urmă fi și alții care nu s-au trezit. Da, eu spun doar că a spus, mi se pare că și la emisiuni, românul are tot dreptul din lume, mă, și spus dumneavoastră, are dreptul să uite de rom, că e român, are dreptul să uite de, că e de Sobaru, are dreptul, are toate drepturile pe lumea asta, dar nu are un drept. Să uite că are copii și nepoți. Și dacă are copii și nepoți, e important să facă tot ce omenesc posibil. Nu să iasă să omoare pe cineva, Doamne, iată-mă, dar să spună că mi-e foame sau ceva nu e în regulă, poate să spună. Vă dau un exemplu pe care cine vrea să-l înțeleagă, îl înțelege așa. Mie îmi place calculatorul. Am 2 copii, 10 copii, nu vă vin ca persoană. Eu stau la masă, mă joc la calculator, copiii în spate stau liniștiți. Dacă copiii respectivi nu încep să plângă, că de-aia nu mai dau vina pe politică, nu mai am treabă cu politica. Noi moștenim ceea ce ne dorim. Vrem punga de mălai, vrem punga de sticla de ulei, aia vom avea. Vom sta cu mâna întinsă, probabil ne place.
Nu știu, eu nu vreau să mai aleg frânghiturile și știu doar că societatea, ăsta e exemplu. Dacă tu, ca român, nu îți ceri drepturile, clasa politică e așa cum trebuie să fie, înseamnă că totul e în regulă. Eu nu pot să spun decât că mulțumesc guvernanților, mulțumesc oamenilor simpli după stradă, mulțumesc. Și îmi pare rău că sunt singur, încep să devin un Don Quixote. Pun întrebarea de multe ori dacă nu cumva sunt un anormal, fiindcă, cum vă spuneam dumneavoastră, un om care încearcă să fie curat, încearcă să fie cinstit, e ieșit din decor. Nu e normalitatea, e anormalul. Probabil o să mor și eu de foame. Eu mă pregătesc să plec în afară, să pot să-mi am grijă de familie, că aici cât aș mai... După părerea mea, faptul că societatea e bolnavă și că majoritatea populației suferă de această decădere morală, să zicem, pentru că gestul dumneavoastră a fost profund moral. Asta nu schimbă esența sănătății și a bolii. Nu, domnul Cojocaru, este un gest, în primul rând, gestul unui sobar este un gest moral. Constituția noastră are prevăzut în paginile ei un capitol special care se numește autoritate morală. Câte autorități sunt? Avem 9 autorități prevăzute în Constituție. Și reprezentanții acestor autorități toți sunt aleși. Deci nu doar legislativ. Scuze că intervin și nu... Eu că vorbeam de moralitate și e bine spus cu moralitatea. Cea mai și spus-o și de multe ori am fost aplaudat. Noi ducem o criză economică, o criză politică, dar cea mai importantă e criza morală. Până nu se va îndrepta criza morală, nu se va îndrepta absolut nimic. Și vă spun acum, dacă PDL-ul, cum era la momentul respectiv, era un rău, Sobarul trebuia respectat. De clasa politică, cu Sobarul nici n-a avut voie să candideze ca independent. S-a rupt gâtul. Nu că era el pregătit pentru politica românească, dar vă dau încă un exemplu aici. Românul zice... Dar teoretic aveți voie, practic nu aveți. Da, practic nu se poate. Probabil, vă spun românii despre celelalte țări, despre oamenii din țări, că sunt fraieri, că îi păcălim, că e asta. Nu, noi suntem fraieri. Noi ne credem că suntem doar șmecheri, fiindcă suntem formați ca să supraviețuim și atunci ei au avut un guvern în spate, au avut un tată și o mamă care a avut grijă de ei și nu a trebuit să dezvolte șmecheria de supraviețuire. Domnule Cojocaru, mai explicați odată ce s-a întâmplat de fapt. Domnul Sobaru a intuit perfect ce s-a întâmplat după 90 încoace. Ceea ce spune dumneavoastră se regăsește într-o formă sistematizată în Constituția cetățenilor și sunt formulate și soluții. Doar că dumneavoastră și dumneavoastră sunteți victima unei pseudo-democrații. Articolul 2 din Constituție vă prevede un drept și articolul 61 vi-l anulează. Hai să începem, domnul Cojocaru. Deja a formulat tot ce a spus domnul Sobar, sunt întrebări. Deci toate cuvintele lui sunt întrebări la adresa societății și a demnității naționale, care mai este, dacă mai este. Eu v-aș propune, mi se pare că se leagă foarte bine înainte de a... de a repeta, de fapt, lucruri pe care le-am mai spus. V-aș propune, dacă aveți poezia lui Adrian Băunescu, pentru că acolo el sintetizează în câteva strofe starea în care ne aflăm. O citesc pe toată? Dacă o aveți. Da, o am. Adio, patrie. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în pribegie vom porni-o. Drum bun, popor român, la un pariu. Adio, mamă, patrie, adio. În loc să fim o țară numai frați, simțim în noua epocă barbară că am fost în viața noastră blestemați să ajungem chiriași la noi în țară. Din tot ce facem nu avem nimic. Ne macină străine interese, făina noastră n-are spor nici pic.
nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. Trăim același tragic simțământ sub politicieni și sub contabili, că noi, ca neam, avem destinul frânt și suntem deprisos și nerentabili. Umili ne cerem scuze de la toți, că ne-au chinuit destul, că nu ne-au chinuit destul în viață și ne conduc niște fanarioți pe cei ce mici trădarea îi învață. Poet nebun, ce vorbe mai îndrugi, de zici că ești din neam ce nu se lasă, când am ajuns în țara noastră slugi și suntem cerșetori la noi acasă. Și vii și morți amestecați acum, dispuși să emigreze, se arată, mormintele se pregătesc pe drum în România deromânizată. Suspușii nu mai au nimic sfânt, ca pe cravate jurământul schimbă, nu mai avem nici fabrici, nici pământ, vorbim și limba noastră în altă limbă, și acum se aude clopotul fatal, din vremuri, vin vremuri de urgie și de grindeni, și este seara ultimului bal, din zori vom fi români de pretutindeni. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în pribegie vom porni-o, drum bun, popor pierdut la un pariu. Adio, mamă patrie, adio. Asta e poezia, îl pomenesc. A fost la prima lectură, îmi cer scuze pentru ezitări. Completează ceea ce a spus, sau generalizează ceea ce a spus domnul Sobaru. Și formulează în cuvinte foarte potrivite, că de aceea este poet, de aceea unul din marii noștri, au fost unul din marii noștri. Probabil a fost cel mai mare diagnostician social din, noi spunem, din poezia română. Noi ne străduim în această emisiune să spunem cam același lucru, sigur cu... Doar că avem și o soluție. Sigur cu cuvintele noastre, dar realitatea este asta și este... E crudă, este cutremurătoare. Pentru că, practic, ne-au luat tot. Ne-au luat fabricile, ne-au luat uzinele, ne-au luat băncile, ne-au luat aproape o treime din pământ, din terenuri, ne-au luat statul, ne-au luat demnitatea, ne-au luat și identitatea, ne-au luat valorile. Vedeți, noi am pus în acest preambul, am vrut să atragem atenția că acest popor are o civilizație, are valorile lui. Eu nu sunt filolog, deci nu pot fi poet. Dar am discutat cu filologi de primă mână, doctori în domeniul respectiv. Cuvântul omenie este intraductibil în nicio limba a pământului, nu-și găsește nicăieri o traducere absolută. E specific și nu se produce popor, umanism, neam, cum ar încerca unii să... Acestui neam, omenia. Dar am pierdut, sau mulți dintre noi au pierdut aceste valori. De asta am considerat necesar să facem un preambul. Constituția României este una din puținele constituții ale lumii actuale care nu are un preambul. Nu întâmplător. Nici existența noastră nu are preambul, nu mai are preambul. Nu întâmplător. Acum, ieri am discutat și am văzut că doamna Victoria Nuland recunoaște că aici, în această parte a lumii, trăim într-o economie oligarhică, deci dominată de câțiva, care au devenit super bogați în acești 24-25 de ani, s-au îmbogățit furând de la noi, mai mult sau mai puțin legitim, mai mult sau mai puțin legal, dar au luat de la noi, sigur asta. Legitim în niciun caz, mai mult sau mai puțin legal. Mai mult sau mai puțin legal. Și nu numai atâta. Dar cu bogăția asta ei cumpără politicienii, ne spune doamna Aniulă. Cumpără politicienii, cumpără televiziunile și ne cumpără și pe noi. Ne cumpără
cum spunea domnul Sobaru, cu un kil de ulei și cu unul de prețul nostru păină și a coborât până a ajuns la o gărată de o culoare sau de alta și un kil de ulei. Și am ajuns la această reală descompunere morală. Ce facem? Cum ieșim din clește? Cum ieșim din clește? Nu putem ieși din clește decât dacă ne trezim. Prima fază este de trezire. După aceea este de ridicare. Nu se poate. Nu o să ne... Cei care ne-au jupuit, care ne-au jefuit, care ne-au luat tot, inclusiv valorile morale, care ne-au adus, deci, pe mulți dintre noi într-o reală stare de degradare morală, nu ne vor lăsa. Nu ne vor lăsa, domnul Părinte. Nu ne vor lăsa. Ei se vor opune, vor găsi toate modalitățile. Și noi nu avem decât o singură, un singur mijloc. Și la mijlocul ăsta îmi dau seama că, sau din ce în ce mai mult, realizez că este foarte, foarte greu. M-a sunat ieri un cetățean din Timiș, dintr-o comună din Timiș, și mi-a spus că el deja a adunat 2000 de semnături pentru Constituție. Dintr-o comună a României. O comună. Avem aproape 3000 de comune. 2000 ori 3000 fac 6 milioane. Dar este singurul care m-a sunat. S-a trezit. Dar este singurul care m-a sunat de două luni de când noi avem această emisiune. Care m-a sunat să-mi spună asta. Să-mi spună că are deja 2000 de semnături pentru susținerea Constituției. În rest, sunt sunat ca mi se spune că e greu. E greu, da. Că oamenii nu mai interesează. E greu. Că să fie român, trebuie oamenilor este lehamite. Că sunt scârbiți de politică. Și încerc să le explic, aici nu e vorba de politică. Dar vedeți, că ei au folosit toate componentele statului. Apropo, mă întrebați la un moment dat, sau spuneați câteva minute mai înainte în emisiune, că avem nouă autorități, nouă componente ale statului. Noi le avem și acum. Deci, practic, nu le-am inventat noi. Noi le-am dat o altă putere, o altă forță. O să vedem la fiecare. O să vedem în partea a doua emisiune, ajungem pentru acolo. Că va trebui să luăm o scurtă pauză. Okay. Pauză, stimați respectatori. Am revenit în studio, suntem la Trezește-te George, Trezește-te Ioane și vă reamintesc faptul că emisiunile grupate sub acest generic sunt primele cursuri publice de educație constituțională civică organizate vreodată pe teritoriul României. Repet acest lucru pentru a sublinia importanța în spațiul public acestui proiect legislativ. De aceea voi da citire în continuare acelui text pe care l-am convenit împreună cu domnul Cojocaru pentru a fixa lucrurile care se derulează pe parcursul acestor emisiuni. În prezent, în spațiul public, există două proiecte oficiale de revizuire a Constituției României. Proiectul propus de Comisia Parlamentară, condusă de Crin Antonescu, și proiectul de revizuire propus de noi, de cetățenii ai României, printr-un comitet de inițiativă constituit conform legii. Comitetul de inițiativă a elaborat proiectul Constituției cetățenilor, l-a supus unei ample dezbateri publice, a aprobat forma finală a textului, a obținut avizul Consiliului Legislativ al României și a publicat proiectul în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 100, din 10 februarie 2014. La elaborarea textului Constituției cetățenilor au fost luate în considerare propunerile venite din partea mii de români care au participat atât la dezbaterea organizată de Comitetul de Inițiativă, cât și la Forumul Constituțional condus de Cristian Pârvulescu. Au fost luate în considerare multe dintre propunerile ridicate la Forumul Constituțional, unele formulate chiar de specialiști în drept constituțional și drept internațional, precum profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu, profesor universitar dr. Ioan M. Angel, profesor universitar dr. Dan Claudiu Dănișor, propuneri respinse de Comisia Parlamentară, dar reținute de Comitetul de Inițiativă.
La redactarea textului final al proiectului au participat Constantin Cojocaru, doctor în economie, Ioan Roșca, inginer în sisteme sociotehnice și doctor în științe educaționale, Florian Colceag, matematician, doctor în economie și specialist internațional în guvernanță sustenabilă, Ilie Bădescu, profesor universitar, doctor în sociologie, Gheorghe Sin, academician, Alexandru Melian, doctor în filozofie, Mihai Zainer, jurist. Textul final al proiectului a fost aprobat prin vot de cei 19 membri ai Comitetului de Inițiativă. Conform legii, în termen de 6 luni de la data publicării, trebuie strânse semnături pentru susținerea Constituției cetățenilor de la 500.000 de cetățeni cu drept de vot ai României, care să fie depuse la Parlament împreună cu proiectul de revizuire a Constituției. Comitetul de Inițiativă a hotărât ca susținătorii proiectului nostru să se constituie în Mișcarea pentru Constituția Cetățenilor, asociație fără personalitate juridică, care își propune să aducă proiectul la cunoștința cetățenilor, să organizeze dezbateri, să strângă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului și să strângă semnăturile cerute de lege. Conform Constituției în vigoare, proiectul de revizuire susținut de cei 500.000 de cetățeni trebuie supus aprobării Parlamentului și numai după aprobarea Parlamentului, proiectul este supus aprobării poporului prin referendum. În cazul în care Parlamentul va respinge Constituția cetățenilor, ceea ce se va întâmpla cu siguranță, Comitetul de Inițiativă va convoca adunarea constituantă la care vor participa cel puțin, vor trebui să participe cel puțin 100.000 de cetățeni, reprezentanți a cel puțin 10 milioane de români, un participant la adunare pentru 100 de cetățeni cu drept de vot. Adunarea va aproba Constituția cetățenilor și va fixa data la care vor avea loc alegerile generale pentru noile autorități ale statului român create prin această Constituție. Ca să ajungem la adunarea constituantă, este necesară urgent strângerea de semnături și formarea de comitete ale Mișcării pentru Constituția cetățenilor în toate localitățile țării. Acestea se vor uni apoi în comitete județene și în final în Comitetul Național al Mișcării pentru Constituția cetățenilor. În acest scop, vă rog să contactați Comitetul de Inițiativă al Mișcării pentru Constituția cetățenilor la coordonatele afișate pe ecran pentru a primi toate detaliile necesare despre ceea ce încercăm să explicăm noi în aceste emisiuni și pentru a vi se pune la dispoziție formularele și documentele necesare în acest scop. M-am achitat și de această datorie. Domnule Sobar, vă uitați la mine ca și când ați vrea să întrebați ceva sau să vă exprimați o... Am auzit aici de discuția cu cele 2000 de semnături strânse. Și aș vrea să... aș vrea să cred că românul începe să scoată capul la suprafață. Și e nevoie. E nevoie, fiindcă... Și mai ați venit cu o stare la începutul emisiunii și acum formulați această frază. Românul începe să ridice capul. Să dea Domnul și nu să facă violență, că nu de violență avem nevoie. Avem nevoie de să spune doar că ceva ne doare. Și să scrie. Eu știu doar că țara asta, încep să-mi pun întrebarea dacă noi merităm o țară ca asta. Dacă merităm o țară care are asta pământ... Asta e o problemă individuală, domnule Sobar. Fiecare o merită în parte, o merită sau nu merită. Secunde, că e vorba de o nație, nu e vorba de o persoană. Cineva spunea că spiritul unei nații se poate retrage la nevoie și într-un singur om. Ăla reprezintă națiunea. Ai avut industrie. O să dăm vina că e chestie mondială, economică. Ai avut industrie. De ce ai distrus-o? Ai avut agricultură. De ce ai distrus-o? Ai învățământ, ultima resursă care mai ai copiii ăștia, pe care trebuie să-i las să dezvolte. Eu am doi copii, unul cu handicap, care a devenit primul în clasă după ce am fost ajutat și l-am dus într-o școală normală, după ce a fost 9 ani într-o școală specială, plecând de la 2 plus 2 în clasa 9. Mă lupt ca să las societății ceva de calitate. Am cealaltă fetiță, care e printre primii 50 la matematică pe București. E calificată la cursurile de excelență. Și ce înseamnă școala? În loc să investim în generația următoare, eu din banii aia puțin, orice, înseamnă că o să facă școală numai cine o să aibă bani.
copiii ăștia nu se mai ajute nimeni, fiindcă trebuie să fie numai proști în țara asta, pe care să-i controlezi, să-ți bagi joc de ei. Sâmbăta viitoare are concurs la Giurgiu. Eu n-am bani să traversez strada, dar mă duc și fac efortul ăla să se ducă la concurs fata asta. Și respectul pentru copiii ăștia unde sunt? O să fie numai cei care au bani. Bun, atunci asta e societatea, să mergem înainte și să zicem ne mulțumim cu frimiturile, cu punga de mălai, cu uleiul, cu astea, că avem tot dreptul, avem 4 ani timpuri, ai pământ, ai tot ce... Deci nu știu dacă altă țară are ce avem noi, resursele care ne bătem în joc de ele, tot, și noi stăm și o să stăm cu mâna întinsă, ca frumos a spus-o dumneavoastră, cu slugărnicia. De ce să nu scăpăm de slugărnicie, să avem demnitate, să stăm cu capul sus? Eu sper deci ca domnul ăsta Zăcaru să reușească multe, că e nevoie și nu numai domnul Cojucaru. Deci asta era o variantă. A doua variantă e varianta Cojucaru și varianta Constituției Cetățenilor. Din care asta n-am de ce, asta era o variantă și aia. Varianta Cojucaru, nu, suntem în aceeași variantă. Nu zic. Avem de ales între această variantă, să rămânem în continuare, mergând în patru labe, și mai este varianta Cojocaru, metaforic vorbind, ne place, asta, ne place, adică să mergem, să reînvățăm mersul biber. Ziceam că suntem în aceeași variantă, în sensul că domnul Sobaru are perfectă dreptate. De ce? De ce un mai puțin de 5% dintre noi, împreună cu transnaționalele, de ce ei să ia aproape totul? De ce ei să ia 2/3 din ceea ce creăm noi? Noi creăm bogăția în țara asta. Știți că câtă dreptate are Dumnezeu? Nu există în lume o țară mai dotată. Totul făcând, cum se zice, pe cap de locuitor, cu resurse atât de diverse. Și orice sămânță arunci în colțesc. Nu. Una dintre cele, din punctul ăsta de vedere, al dotării, de către Dumnezeu și să nu uităm niciodată de către cei dinaintea noastră, pentru că au lăsat o țară. Țara asta s-a făcut greu. Nu uităm acest lucru. S-a curs sânge pentru ea. Aici, pe mine m-a impresionat ce spune domnul. Ce lăsăm la copii? Dumnezeu îi spune, am 2 copii și eu la fel. Ce le lăsăm? Ce spune Păunescu acolo? Adio țară. Nu, este cutremurător. Și trebuie să facem ceva. Din păcate, nici eu, nici domnul Sobaru, nici domnul Manega, noi trei nu putem să facem ceea ce trebuie făcut. Numai milioanele vor putea face ceea ce, pentru că ei sunt atât de puternici, că nu poate să îi învingă 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 7000, 50.000. Ce uitați că voie și număr și putere. Numai milioanele pot să îi învingă. Ne-au luat tot. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți și le spun românilor să treacă peste chestia asta. Mi-am anunțat candidatura ca independent la parlamentare. Poate, în mod normal, trebuia să fii pe listele după ce te-au folosit, după ce le-ai fost de folos. Poate era normal să-l sprijin persoana respectivă, dar moralitatea dă-o încolo ce e. Dar până la urmă, după ce mi-am dat seama că persoana care mi-a fost băgată să-mi rupă gâtul, să nu strâng semnătură, să ajung să candidez, m-am dus cu om, m-a ajutat lumea. Deci un om, eu, Sobaru, am pus și eu niște fluturași. Lumea m-a ajutat să strâng semnăturile. Păi, într-o săptămână să strâng 2500, era imposibil. Bine, nu era imposibil, dar se putea. Dar... când am început să strâng semnături, când m-am dus și eu din... Bun, îmi dădea telefon, veniți domnul Sobaru după ora 6, dar de ce n-aveți staff? Nu realizau că eu n-am puterea asta. N-am, eu vin și să strâng... Veniți după ora 4 ca să fie și soțul și... Când mă duceam, nu că era soțul, soția și copii, era și altă familie, cum s-a pus. Iar îmi venea să nu mai întrebia nicio semnătură, cum era rușine de bunul simț ăsta pe care îl mai au românii, o parte dintre ei. Dar mulți dintre ei, când băteai la ușă să strângi, să iei o semnătură, până te recunoștea cine ești de fapt, spunea, a, cu politica, ce ne dați? Nu știu, eu încerc să vă dau demnitatea și respectul înapoi. Ei așteaptă punga și mălaiul și uleiul ăla. Nu mai așteptați oameni buni. Aia vă îngroapă. Punga și mălaiul ăla. Ce înseamnă să fii om? Să ai 2 mâini și 2 picioare?
Aia înseamnă doar că ești om. Omul înseamnă mai mult, să-ți pese de cel de lângă tine, să-ți pese de cel de viitorul la... un lucru, că ei au observat că indiferent ce opțiune vor alege, nu se întâmplă nimic. Și am zis, măcar Punga și Mălaiu să-mi rămână. Da, oricum, dar... Deci au o scuză. O să le limit. Bun, poți să iei și Punga și Mălaiu, dar... Dar du-te și votează. Votează omul, nu vota ceea ce... Că ne e frică. Mi-a spus cineva înainte să vin, că am fost venind de la Brașov, știți, că am anunțat că eram la Brașov. Cineva cu foarte mulți bani. Și spune, zi măcar doar atât. Să nu mai fure măcar în săptămână mare așa mult. Să fure mai puțin. Mi-a zis să nu-i dau numele, că lumea zice, așa am de dușman destui, mai fac și mai mulți. Deci lumea a început să se auto... Îmi vine să plâng în fiecare zi, credeți-mă, și nu. Nu o spun de dragul de a face spectacol. Nu. Păi nu spectacol, dar cine să vă financeze campaniile? Nu, eu am avut niște bani de campanie, dar nu, eu n-am, și eu nu strângeam semnăturile, dar n-am avut voie. A văzut că încearcă să o bagă, pe ce să caute un om curat aici? Domnul Sobaru. Să ne deranjeze. Hai să băgăm om, să-i rupe în gâtul. Domnul Sobaru. Cine? Nu spun aici cine. Domnul Sobaru, cum se trebuie cetățenilor, vă dă voie. Dă voie. Și nu pentru un partid sau altul, ci pentru, până la urmă, pentru poporul ăsta. O să ne îngropăm. Nu să ne îngropăm, domnul Sobaru. Nu știu, eu, genul de om care nu pierd speranța, încerc să-mi dau seama că nu ne dorim. Domnul Sobaru. Îmi spunea cineva că nu s-a atins masa critică. Dar ce masă critică? Așteptăm să se dărâme toată țara de tot ca să se facă masa critică. Nu e vorba doar de masa critică, e vorba de faptul că această Constituție pe care noi încercăm să o respectăm, deci încercăm o chestie teoretic imposibil. Tot respectul. Respectând legile actuale, fără să creăm turbulențe de altă natură decât prin violența însăși a ideii de adevăr, pentru că adevărul distruge tot, adevărul și dreptatea. Dar vreau să zic, încercăm respectând toate legile țării. Păi nu, dar dacă nu se trezește... Masa critică trebuie să o formăm noi. Dacă nu se trezește poporul tău odată, vă spun, știți cum vă luptați dumneavoastră? Ei au mitraliera și dumneavoastră scoateți în mijloc. Și nu faceți dar, față sub nicio formă. Merită să încerci. Merită să încerci, dar... Bine, s-a demonstrat că... Ca, de fapt, noi nu facem politică, dar discutăm... Roata mică de răstoarnă ca urmare, că... Eu am fost la un pas... S-a mai întâmplat în istorie, se mai întâmplă și la alții, în Islanda, în Ecuador. Deci lucrurile se întâmplă. Domnule Conducăru, hai să punem lucrurile la punct. Constituția cetățenilor, autoritatea morală. Scuze, ce mi de scuze. Trebuie să, cum să zic eu, să împiedicăm scepticismul ăsta, să ne contamineze scepticismul ăsta autodestructiv. Cum zicea Ioan Roșca. Nu, eu sper doar să-i trezesc pe oameni. Nu să-i blochez acolo, să-i trezești, să-și facă datoria de cetățean. Exact ce a spus, de cetățean, nu de altceva, de cetățean. Să-și ceară dreptul. Și atunci... Lucrurile vor merge, și parlamentarii, și guvernul, și toată lumea va funcționa. Avem nevoie de un stat puternic, avem nevoie de o groapă. Da, așa este. Noi avem stat. Avem stat puternic, domnul Sobaru. Puternicul al cui? Problema că nu e al nostru. Deci problema că nu mai e al nostru, că nu e al nostru. Deci... Ei au făcut o astfel de Constituție în baza căreia au putut să elaboreze astfel de legi care le permit să aibă controlul absolut asupra tuturor instituțiilor statului și cu ajutorul statului au făcut ce au făcut. Ne-au deposedat de fabrici, de uzine, ne-au adus în starea de sărăcie. Dar nu numai în starea de sărăcie, tot cu ajutorul statului, respectiv cu ajutorul componentei care se numește mass media, al televiziunilor, ne-au adus în situația asta de a nu mai avea soluții, de a nu mai avea nicio cale, de a nu avea de unde să aleagă. Că noi îl judecăm pe om că de ce îi alege tot pe ei? Pentru că nu are pe cine să aleagă, pentru că au făcut legile de asemenea natură,
încât nu mai ajunge niciun independent. Independentul nu ajunge, când are ori la vot, și dacă ajunge la vot, ajunge în astfel de condiții încât nu are nicio șansă, niciun partid nu... Adevăratul independent, că independentul ajunge, dar cel care... Cel care trebuie, care e susținut tot de ei. Aduceți-vă aminte de EBA. Da. Și independent. Niciun independent. Niciun partid nou care să fie antisistem nu a reușit să acționeze pe scena politică a României. Nu există. Pentru că ei, cu ajutorul statului, a diverselor componente ale statului, pentru că au făcut un astfel de stat care să le permite să aibă ei puterea. Ei au făcut o Constituție în care spune că suveranitatea, adică puterea, aparține poporului. În care spun că statul român e stat democratic. Dar prin alte prevederi ale Constituției au negat complet asta. În România nu există stat democratic al poporului. România este un stat oligarhic. Să ne fie foarte clar. Și acest stat, cu ajutorul acestui stat, ne-au ajuns în starea inclusiv de degradare morală a unei bune părți dintre concetățenii noi. Toată problema e că au și creat, au alte state agenție națională de integritate, au creat și ei una. Au alte state o comisie care se ocupă de supravegherea sistemului financiar, au creat și ei una. Au alte state o comisie care se ocupă de audiovizual, de presă, crea și ei una. Avem, ca și celălalt, suntem un stat democratic, un stat modern, avem de toate. Numai că la noi, la români, Agenția Națională de Integritate, vorbind de morală, că e asta ar trebui să fac, să asigure cinstea, integritate, mai pe înțelesul compatrioților noștri. Ea s-ar putea numi în termeni românești Agenție Națională de Cinste, de Integritate Morală. Păi da, aia normalitate nu e normalitate. Poftiți? Ea normalitate. Deci, nu e normalitate. Domnul Sfărăi vrea să spună că moralitatea este o anormalitate în actualul context. Cinstea? Au făcut Agenția Națională de Integritate. Au făcut și Direcția Națională de Anticorupție. Dar Agenția Națională de Integritate de cine e condus? De ei. De oameni numiți de către Parlament, adică de politicieni. CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului, care ar trebui să ne asigure informarea corectă. De cine e condusă? De cine e formată? Cine sunt comisarii acelei comisii? Ei. Oameni numiți de către politicieni, de către oligarhi. Pentru că în spatele politicianului este oligarhul. Am făcut autoritate de supraveghere financiară. Cine sunt membrii acestei autorități? Tot oameni puși de către Parlament, adică de către politicieni, adică de către oligarhi. Și așa ajungem și la subiectul propus de dumneavoastră. Asta cu autoritatea morală. Capitolul 8, autoritatea morală. Auziți, deci, am o întrebare. Noi preluăm, noi vrem de fapt în ansamblu să redăm românului, să-i redăm totul înapoi, să-i redăm țara, să-i redăm statul, să-i redăm fabricile, uzinele, economia, puterea. Asta este esența acestei Constituții. Și inclusiv vrem să-i redăm cinstea, moralitatea. Și pentru asta propunem ca această Agenție Națională de Integritate să fie scoasă de sub controlul lor, al politicienilor, respectiv al oligarhilor, și să fie pusă sub controlul poporului. Deci președintele acestei autorități morale nu va mai fi numit de către politicieni, ci va fi ales de către poporul român. Și el va răspunde în fața poporului român. El nu va mai primi telefon, vezi, ia-l pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, ia-i pe aia din partidul altul. Că acum ce asistăm la tot felul de circ. Deci da? Noi încercăm să reinstituim democrația participativă, nu reprezentativă, prin, cum să zic eu, prin participare direct. Nu, încercăm pur și simplu să redăm oamenilor puterea, să redăm oamenilor dreptul, le dăm libertatea, să fie liber omul în țara lui. Uite, în Constituția trebuie stipulat că spuneați că nu are ce să aleagă, nu are variantă română.
votul alb. De ce, ce suntem singurul stat care s-a implementat votul alb, care să spună că nu mai avem ce să votăm? Ce rezolvăm cu votul alb? Păi înseamnă că ceva nu e în regulă și trebuie să vină altceva. Dar nu e nevoie să aflăm. Nu e în regulă. E sigur că nu e în regulă. Problema este cum facem. Problema este cum facem ca să fie în regulă, în sensul ca cetățeanul să aibă de unde alege. Adică să poată să voteze niște oameni cinstiți, devotați lor, cetățenilor, poporului. Nu știu, cum oricum facem? Simt că cum patriotismul e o bubă, altruismul e altă bubă. Eu sunt și mai patriot. Soția îmi spune, scapă de altruismul ăsta al tău. Gândește-te, fii și tu egoist, gândește-te doar și la familia ta și doar la familia ta. Zic, nu știu mă, mamă, eu așa sunt construit. Îmi pasă de... Eu nu pot să trăiesc, să știu că am bani și să-mi curgă banii pe mine și să-l văd pe la lângă mine stând și murind de foame. Nu pot. Nu am dreptul ăsta. Îmi spunea cineva, dar într-un război nu te duci să iei viața cuiva? Zic, nu știu, dacă omul ăla e pus din anumite cauze să mă omoare, eu stau, dar nu, eu n-am curaj. Păi da, dar dacă e vorba de copil, de aia, la când e vorba de copil, de nevastă sau de un prieten, atunci iau și eu aia să-l apăr, dar eu nu pot să mă apăr pe mine, că nu pot să iau viața cuiva și nu o să fac în viața mea așa ceva. Nu să ne rămurim totuși pentru apărarea copilului. Da, nu, păi aia mă spus, pentru aia, nu, da, deci există, da, pentru mine să mă apăr, că omul ăla trebuie să-l omor ca să mă apăr pe mine, nu pot. Există motive. De-aia participau, pe vremuri, asta cea mai de-aia participau la luptă. Ei știau că își apără familia. Da. Veneau turcii, omorau familia. Deci, ocuparea țării însemna moartea familiei sau pierderea drepturilor. Ei de-aia luptau. Deci aveau o motivație directă, ei își apărau pământul când apărau țara, apărau, de fapt, pământul lor, al fiecărui în parte. Și noi trebuie să știm care este pământul nostru, că nu mai știm. Și să știm ce avem de apărat. Autoritatea morală, domnule. Am spus deja ceea ce era esențial de spus despre asta. Deci trebuie să scoatem această componentă a statului care se ocupă de moralitatea. Asta este o componentă a statului menită. Deci o componentă instituțională. E o instituție a statului, al cărei rol este să asigure cinstea. Noi spunem integritate, dar pentru compatrioții mei de la mine din sat să ne asigurăm că politicienii vom ajunge cândva. E adevărat, e un vis frumos. E adevărat că în situația actuală ceea ce vrem noi e un vis frumos. Să ajungem undeva, cândva, la situația în care politicienii să fie oameni cinstiți. Se întâmplă ceva cu casca mea, îmi bârâie ceva în urechi, ca un picamăr. Va trebui să o dau jos. Așa. Iertați-mă. Deci încă o dată, noi avem acum această Agenție Națională de Integritate, de Cinste, și rostul ei ar fi acela să ne garanteze că cei care ocupă funcții publice, deci politicienii, o fac cu cinste, că sunt cinstiți. Și, repet, eu știu că în situația actuală o să mi se reproșeze Coșocarul bate câmpii. Bate câmpii. A mai fost în istorie ceea ce vreau să facem. S-ar putea să ajungem cândva acolo. Eu sunt convins că vom putea ajunge la o stare de normalitate în care efectiv politicienii să fie cei mai competenți și cei mai cinstiți dintre noi. Am înțeles. Putem să facem asta. Sigur că trebuie să rezolvăm foarte multe probleme. Nu numai să scrim în Constituție că există o autoritate morală al cărei președinte este ales de către popor și este demis de către popor, dacă o să constatăm că politicienii sunt necinstiți. Dacă avem, vrem să intrăm la concret, putem să dăm dar după pauză. Să știți. Așa. Dar înainte de pauză vreau să mai spun un lucru. Acest tip de instituție a mai existat în evul mediu, asta nu am verificat, mi se pare că la Media sau la Sighișoara există un turn al păritorilor. Era o breaslă a păritorilor, un fel de denunțători publici.
care nu lăsau oamenii să, prin atitudinea lor, să pună în pericol cetatea. Iar în democrația ateniană erau sicofanți. Sicofanții. În democrația ateniană erau o categorie socială care se numeau sicofanți, care denunțau pe contrabandiștii de măsline. N-aveți voie, trebuie plătită. În sfârșit, pe fundalul ăsta, o să revenim după fapt, pe fundalul ăsta va trebui să luăm o scurtă pauză. Am revenit la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. S-au constituit deja două variante opționale în această emisiune. Una este versurile lui Păunescu. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în pribegie vom porni-o. Drum bun, popor pierdut la un pariu. Adio, mamă, patrie, adio. Cealaltă variantă este varianta Cojocaru, varianta Constituției Cetățenilor, prin care putem să rezolvăm toate aceste lucruri cu condiția să facem ceva. Adică ceea ce v-am spus în prima parte a emisiunii. Lumea văd că se trezește, m-a impresionat și pe mine cazul acelui cetățean dintr-o comună care a adunat singur 2000 de semnături. Omul ăla înseamnă că a înțeles. Un cetățean român dintr-un sat al României. A înțeles 2000 de semnături. O, dacă am putea fiecare să înțelegem, la nivel de 50-100 de semnături, am avea în final Constituția Cetățenilor și n-am mai putea fi folosiți așa cum călcați în picioare, de fapt. Avem deja multe telefoane, sper că nu au renunțat, pentru că în această parte a emisiunii asta o să facem, o să vorbim cu cei care ne sună. Avem un telefon? Așa, ok, atunci să mai vorbim puțin. Domnule Cojocaru, autoritatea, arătăm un panou ceva cu... Eu zic să așteptăm telefoanele, că sunt mai importante, foarte importante și... În orice caz, am să citeți și din articolul, până când o să apară telefoanele, din articolul 134 cu 7 din capitolul 8 al Constituției Cetățenilor. Alineatul 1. Autoritatea morală este garantul asigurării integrității morale în exercitarea funcțiilor publice. Alineatul 2. Autoritatea morală aplică legislația referitoare la integritatea morală a persoanelor care exercită funcții publice. Alineatul 3. Autoritatea morală monitorizează modul în care persoanele alese în funcții publice își respectă contractele electorale și angajamentele asumate în campaniile electorale și aduce la cunoștința publicului rezultatele acestei monitorizări. Mai departe, autoritatea morală emite opinii referitoare la modul în care persoanele alese în funcții publice și-au îndeplinit angajamentele. Iată, avem alineatul 1, 2, 3, eu sunt deja la 4. Autoritatea morală emite opinii referitoare la modul în care persoanele alese în funcții publice și-au îndeplinit angajamentele asumate în campaniile electorale. Opiniile sunt emise anual și sunt publicate pe site-ul Autorității Morale și în Monitorul Oficial al României până cel mai târziu pe data de 31 martie a anului următor, celui la care se referă. Alineatul 5. Autoritatea morală formulează cereri pentru trimiterea în judecată a persoanelor alese în funcții publice care au încălcat prevederile contractelor electorale, care se află în incompatibilitate ori în conflict de interese sau care nu pot justifica averile dobândite înainte sau în timpul exercitării mandatului. Alineatul 6. Autoritatea morală acordă asistență de specialitate comitetelor cetățenești constituite potrivit legii pentru promovarea inițiativelor legislative cetățenești și pentru organizarea referendumurilor. Alineatul 7. În cadrul autorității morale funcționează Consiliul Național de Integritate ca organ consultativ al președintelui autorității morale. Alineatul 8. Consiliul Statistic Național de Integritate este constituit din 7 experți și așa mai departe. Deja sunt elemente tehnice toate aceste alineate, sper să avem timp să le comentăm, să le explicăm, să le aducem la înțelegerea concetățenilor noștri, a telespectatorilor.
Hai să comentăm unul dintre ele până un alt, ca să zic așa. Primul, autoritatea morală este garantul asigurării integrității, despre asta am vorbit, tangențial. Tangențial și de fond. Deci asta ar trebui să fie rolul acestei instituții. Acum, în ce măsură va deveni realmente garant, depinde de celelalte, pentru că niciunul din articolele Constituției nu va deveni eficace, operațional, dacă celelalte, trebuie să ne înțelegem asupra acestui aspect. Degeaba unul din articole nu va putea să stea de sine stătător dacă nu se respectă ansamblul Constituției, ansamblul acestei legi fundamentale. Atâta doar că acest proiect, Constituția Cetățenilor, este construit în așa fel încât e un sistem care funcționează. Există un circuit acolo. În momentul în care vreun reprezentant al vreuneia dintre autorități încalcă legea, sistemul îl identifică imediat. Îl identifică imediat și îl ejectează. Deci omul ăla, locul ăla trebuie, omul care ocupa acel loc trebuie schimbat. Prin celelalte mecanisme democratice care sunt prevăzute în Constituție. Greșesc, domnule Cojocaru? Corect, nu. Vedeți că la un moment dat unul din paragrafele pe care le-aș citit, repet, eu sper să avem timp să revenim și să le comentăm ca să poată fi înțelese. Ar fi prima dată, deci dăm acestei autorități morale puterea de a urmări, de a supraveghea pe toți cei numiți în funcții publice și de a-i trimite în judecată. Nu mai merge. Îi trimite în judecată dacă ei vor încălca. Acum, nu o să mai fie o situație că Ponta spune poporului că el, dacă va fi ales, și partidul lui, dacă va câștiga alegerile, se vor opune proiectului de la Roșia Montană și după ce este ales, îl promovează. Același partid spune poporului că el se va opune exploatării gazelor de șist prin fracturarea hidraulică și după ce câștigă puterea, duce jandarmii ca să apere firma străină care se duce să exploateze zăcămintele și să distrugă viața oamenilor. Nu va mai avea de întors, pentru că imediat va interveni această autoritate morală și îl va trimite în judecată. Nu mai trebuie să se amenințe ei unul pe altul, că ăla trebuie va înfunda pușcăria. Ați urmărit schimbul de replici de ieri alaltă. Da. Că se trimit unul pe altul la pușcărie. Să se trimită. Nu, atunci nu vor mai să voi trimite ei de circ. Pentru circ. Atunci va interveni această autoritate morală și va face cererea de trimitere judecată. Se va adresa procuraturii. S-a întâmplat o chestie tehnică. Deci, cer o mică pauză. Acum, o pauză scurtă de un minut sau... Am revenit în studio, suntem la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Unul dintre românii care au putut să facă un gest public, moral, a fost Adrian Sobaru. Știți ce s-a întâmplat, nu revin. Domnule Sobaru, mi se pare necesară introducerea acestui capitol în Constituția Cetățenilor? Orice e în sprijinul cetățenului și a statului de drept e necesar. Orice e omis din dorința de a nu le pune acolo ca societatea să aibă de câștigat, e pus. N-am nimica decât să fiu și eu alături. Mai ales când e vorba de moralitate, fiindcă v-am spus la începutul emisiunii că diferența între noi și celelalte state, ceilalți oameni, în care românul zice, să-l păcăle spăla, l-ai protejat. Nu trebuie să-ți dezvolte, nu că am fi noi vinovați că devenim șmecheri, noi trebuie să supraviețuim în condițiile date. Dar respectiva persoană din celălalt stat e așa, fiindcă știe că tot timpul e cineva în spatele lui. La noi trebuie să ne obișnuim să supraviețuim, trebuie să ne adaptăm. Eu încă sunt surprins ce posibilități de adaptare are românul. Dar nu e varianta bună, nu e varianta bună sub nicio formă. Varianta, poate asta să fie varianta bună. Avem și un telefon din Constanța. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, mulțumesc.
Referitor la subiect, românul este prea tolerant, mi se pare, conștiința mi este cam adormită, ne-am obișnuit să ne poarte altul de grijă și tot acceptăm de 20 de ani și mai bine să ne poarte altcineva de grijă. Și asta ne face pasiv la tot ce se întâmplă în jur. Chiar și ajutoarele acestea sociale, care sunt o nimica toată pentru a supraviețui, ne mulțumesc pentru că nu muncim pentru ei. Sau muncim foarte puțin și mi se pare o pomană. Chiar aceste cadouri care se dau, un kilogram de ulei, un kilogram de zahăr, ce mai de un fi doresc, mi se pare așa o pomană umană cerească și o acceptăm ca și când ni s-a făcut o mare favoare. Adică o mare favoare de ce? Pentru că ne-au curat alții toate povestirile și ne dă o firmitură, ni se pare așa o binefacere. Ne l-a furat chiar ei, doamne, chiar ei ne l-a furat și ne le dau înapoi. Că nu este suficient, dar noastră este bogată. Foarte bogată, aș putea spune, și de-aia este râmnită de sterte persoane din exterior. Și aceste bogății atrag, și cum atrag albina, mierea de albină, albinele. Așa atrage și bogăția noastră pe cei profitori, aș putea spune. Că de-aia și bogățiile noastre s-au vândut în exterior la profitori, să le spunem pe nume. Nu la oameni gentili, pentru că le-au luat pe lucruri de nimica. Și trăiesc alții bine pe sudoarea noastră. Nu a noastră neapărat, dar a moșilor și strămoșilor noștri, cum s-ar cuveni la tot românul, să știe tot românul că el merită ceea ce este în țara lui, să profite, nu să profite, să beneficieze. Dar în funcție de fiecare, munca nu trebuie să fie exclusă ca o necesitate, nu ca un favor. Toate forțele democratice să fie unite, pentru că idealul este unul, să trăim cel mai bine, cu resursele existente. Doamne, aveți vreo întrebare legată de proiectul nostru? Constituția care îl apără de orice rău, din interior sau din exterior. Aveți vreo întrebare legată de Constituția cetățenilor? Vreo nedumerire? Da, Constituția cetățenilor vă urmăresc mai de mult pe emisiunea dumneavoastră, 30 de Ioane, și mi se pare foarte inspirată și titulatura, pentru că trebuie să se trezească cei de jos, pentru că ei sunt cei adormiți. Că cei de sus nu sunt adormiți, ci sunt zicleni și ne conduc așa cum ne conduc. Și Constituția, chiar o să facem un pic de, trebuie să ne înarmăm toți din fiecare localitate, 1, 2, 3 lideri care să trezească poporul de jos. Dar ați auzit și dumneavoastră, în comuna aceea, un singur om a adunat 2000 de semnături. Da, trebuie, avem încă timp și cred că după sărbători, când, na, în perioada asta suntem așa cum suntem, mai veseli, mai bine dispuși, mai ne dă pomana din firmitura noastră și trebuie să ne trezim, să strângem semnături și democratic, fără sânge, fără revoluție, să dăm jos paradisii. Am văzut că între ei pasă deja, Dumnezeu are grijă ca să trezească conștiința ei, să se certe între ei și noi trebuie să câștigăm teren. Da, doamnă. Inteligentă remarcă. Îi lăsăm să se certe și noi ne vedem de treabă. Da, exact. Trebuie să ne vedem de interesul nostru, interesul tuturor. Este interes național de data asta. Până la urmă, știți ce se întâmplă? Eu nu vreau să văd un politician sărac, nici cârpit cu coate, dar nici să trăiască să fure țara și noi să fim ca iovazii. Da, doamnă. Adică e obăgia modernă, sclavia modernă acum. Dar în orice că noi suntem sclavi și avem impresia că suntem liberi. Păi noi suntem sclavi, dar noi nu suntem și inconștienți. Suntem sclavi pentru că suntem inconștienți. Păi hai să ne trezim atunci. Da. Și după sărbători. Da. Și asta zic, că trebuie la fiecare județ, la fiecare comună, lucrat, democratic și să strângem acele 10 milioane de semnături necesare și să schimbăm fața României. Eu zic că Maica Domnului grădina ei, care este România, nu o lasă. Dar tot prin oameni se lucrează, să nu așteptăm să ne fie ceva de sus, pentru că este o utopie. Doamne, suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Puteți contacta Comitetul de Inițiativă al Constituției. Da, Costel din contact, da? Și o să discutăm problema mai celălalt. În afara emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Vă dorim sărbători fericite. Doamne ajută!
domnule Cojocaru, uite că lumea mai reacționează. Nu mai avem telefoane? Erau mai multe telefoane anunțate. Deocamdată nu știu ce s-a întâmplat. Probabil n-au mai... Când au fost sunați în partea a doua emisiune, n-au mai răspuns la telefon. Probabil au plecat, cine știe. Hai să continuăm. Plecați cu alt gând decât cel cu care ați venit, domnule Sobaru? Unde? Acasă? Acasă. Adică peste s-a drum, peste graniță. Nu. Nu, eu încep să îmi dau seama că... Că ce? Că mai durează. Mai durează. Păi noi nu mai avem... mai avem câteva luni. Hai, acum a durat o perioadă istorică, dacă nu... O lungă perioadă istorică în care vom pierde totul și probabil vom renaște. Da, probabil... Asta, copiii, nepoții sau strănepoții noștri. Probabil dar avem din ce nu știu. Dar avem o șansă pe care o putem valorifica anul ăsta. Acum. Cu ce? Cum cu ce? Asta este. Cum cu ce? A, Constituția. Asta nu, mă gândeam la altceva. Nu, nu, este temelia țării. Constituția este temelia statului. Așa e, statului de temelia, de așa e și clădirea. Dacă temelia e strâmbă, clădirea va fi strâmbă. Dacă vom învăța să punem, cum frumos a spus dumneavoastră, cu moralitatea, cu toate astea, să scoatem cinstea la suprafață, să... Eu vă spun un lucru, se pare, ăsta nu e sănătos la cap. Eu vă spun că dacă după Revoluție România nu era condusă... Hai să zicem corect, aplicația din decembrie. Da. Unii au dorit Revoluția. România era mai bogată în momentul de față. Da. Noi am fost conduși, dar fără coloană, fără demnitate. Nici nu știam, practic. Nu știam la ce am participat, nu aveam program, n-ai voie să iei un post de conduce dacă nu ești în stare de el. Mai ales că în spatele tău depind alți oameni. Atât timp cât ai luat guvernar, ai luat parlamentar, ai luat toate alea, nu poți să mai dai vina pe altceva. Ci faci de aici încolo ce se poate face. Dacă tot timpul vom găsi ălaltul a fost mai rău, ălaltul a mai fost mai rău și noi nu facem nimic. Vorbeam cu cineva, noi tot vorbim de trecut. Noi trebuie să învățăm să gândim pentru azi și mâine. Ca să dai valoare trecutului, trebuie să te gândești la perspectivă. Și perspectiva, eu o să spun de 10.000 de ori, până nu o să trag sufletul, sunt copiii noștri. Perspectiva e să faci tot ce omenesc, resursele le-ai vândut, industria o ai distrusă, mai ai o singură resursă, copii. Și credeți-mă că avem copii deștepți. Dacă nu statul nu vrea să creeze copii deștepți ca să poată să-i controleze, să-i umilească, eu unul nu o să mă las până nu o să văd copiii ăștia au drepturi. Au drepturi fiindcă ei nu sunt vinovați că se nasc. De vinovați suntem noi care stăm și acceptăm situația. Eu unul știu doar că chiar dacă o să mor de foame, chiar dacă o să... Eu m-am obișnuit, umblat la mașini, tot felul de chestii, mă atenționează și toate astea. Nu mă voi lăsa că țara asta nu e doar a copiilor. E și a copiilor mei și ei noștri. Și cred că au dreptul ăsta de a trăi într-o țară în care se poate trăi civilizat. Vorbeam cu alte persoane, zice, domnul Sobar, dar nu merită poporul ăsta, nu merită asta. Da, poate nu merită poporul, poate nu merită asta, dar copiii noștri merită. Ei n-au nicio vină ei că sunt poporul. Asta. Da, ei n-au nicio vină și nu merită un Sobar mort. Nu un Sobar, 10, 100, 1000, orice, numai copiii ăștia să aibă un drum al lor. Domnule Sobar, ați făcut un gest care ilustrează o frază celebră spusă de Albert Camus, cred. Singurul mod de a te ridica la înălțimea unei idei e să poți muri pentru ea. Eu așa am perceput gestul dumneavoastră de atunci din Parlament. Și s-a dovedit că Dumnezeu te-a ținut în viață, că e incredibil, de la 9 metri în cap. Dacă v-a ținut în viață, sigur are o treabă cu dumneavoastră. Aveți ceva nu de știu, făcut. Nu știu, aveți treaba... ceva de făcut. Nimic nu e întâmplător. Pentru că dacă ar fi întâmplător, am rămâne la varianta lui
Adrian Păunescu, pe care am să o citesc în finalul emisiunii ca pe o temă de gândire până mâine. Suspușii nu mai au nimic sfânt, ca pe cravate jurământul schimbă, nu mai avem nici fabrici, nici pământ, vorbim și limba noastră în altă limbă. Și acum se aude clopotul fatal, vin vremuri de urgie și de grindeni și este seara ultimului bal, din zori vom fi români de pretutindeni. Probabil mâine aici va fi pustiu și toți în pribegie vom porni-o. Drum bun, popor pierdut la un pariu, adio, mamă patrie, adio. Varianta Adrian Păunescu. Varianta noastră este trezește-te Gheorghe, trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere!